Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Conviețuiri, bineînțeles la postul nostru mult îndrăgit, TV Giurgiu, un post local care întotdeauna vin și vă aducem știrile cele mai calde, venim și vă aducem în casele dumneavoastră lucrurile care vă interesează, lucrurile plăcute cu care se confruntă cel puțin comunitatea din municipiul Giurgiu și chiar și din județul nostru. În această amiază avem o temă extraordinar de plăcută și o emisiune care tind să cred că ne va ocupa cele 60 de minute cu această problemă pe care vom încerca și cu ajutorul dumneavoastră al telespectatorilor și a întrebărilor pe care ni le veți trimite să discutăm despre cinstea și sinceritatea cel puțin în rândul comunității de romi. Ca de fiecare dată alături de mine, stimați telespectatori, am oameni cu care îmi face plăcere să discut, oameni care în primul rând reprezintă ceva pentru comunitatea noastră de romi și oameni care pot să discute toate întrebările pe care dumneavoastră doriți să ne le aduceți la cunoștință. Deci să încep cu prezentările ca de fiecare dată. Am plăcerea de a avea lângă mine echipa cu care zi de zi noi discutăm și lucrăm continuu, cel puțin la grupul de inițiativă pentru incluziunea romilor. Este vorba de buna noastră prietenă Nicoleta Tănase. Bună ziua și bine ai venit! Bună ziua! Mulțumesc de invitație! Cu cea mai mare plăcere! Bineînțeles, nu putea să lipsească bunul nostru prieten și în același timp secretarul grupului de inițiativă pentru incluziunea romilor, Ionel Boteanu, cum cunoașteți dumneavoastră, taximetristul. Bună seara! Bine ai venit și tu, Ioane, alături de emisiunea noastră Conviețuiri, cu cea mai mare plăcere. Și bineînțeles, nu putea să lipsească, cum îmi place mie să spun, blonda noastră de la drept. Este vorba de numitul Jeni. Bună, Jeni! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Cu cea mai mare plăcere, Jeni! Știm că cu ceva timp în urmă tu ai suferit o pierdere, este vorba de faptul că ți-ai pierdut tatăl și încă o dată îți spunem în direct condoleanțe pentru grea încercare la care ai fost până la urmă pusă și cu care mulțumim bunul Dumnezeu că ai trecut cu bine atât tu și frații și surorile tale. Mulțumesc frumos că mi-ați fost alături. Întotdeauna, fiindcă până la urmă acesta este rostul unei echipe, unei prietenii în primul rând, să fim alături și la bune, dar și la rele și întotdeauna să încercăm să facem tot posibilul să trecem peste aceste dureri într-un fel sau altul, fiindcă nu știu dacă termenul este mic și tind să cred că este mic, dar datorită, cum am spus și cu riscul de a mă repeta, prietenilor noastre, încercăm să trecem cu brio peste toate aceste lucruri care până la urmă viața ne pune la încercare. Vom începe să discutăm într-un fel sau altul despre cinstea și sinceritatea, cel puțin în rândul comunității noastre de romi. De ce am ales într-un fel sau altul această temă? Fiindcă, cel puțin pe plan local, la noi în municipiul Giurgiu, am observat cu mare bucurie, spun eu, că cel puțin de ceva vreme de când noi suntem alături și formăm acest grup de inițiativă locală pentru incluziunea romilor, încrederea cel puțin în oamenii noștri, în țiganii noștri, a început să crească extraordinar de mare și în același timp ei dau dovadă de un lucru esențial, această cinste care într-un fel sau altul eu tind să cred că o aveau, fiindcă în fiecare om până la urmă noi ne naștem cu această calitate cinste, dar neavând posibilitatea sau până la urmă cineva care să o scoată în evidență, rămânem doar cu ideea că și noi suntem tot oameni și cinstea aceasta o avem și noi, însă, într-un fel sau altul, din alte motive sau de multe ori, chiar direcționați greșiți în anumite părți, nu mai se ține cont că putem fi și noi respectați datorită cinstei pe care o avem. Nicoleta este cunoscut, cel puțin tu, de când lucrezi în comunitatea de romi, că multe lucruri s-au schimbat și, pot să spun, s-au schimbat în bine, datorită ției și prietene tale, colegii tale, Mariana Iordache, și o salutăm și pe ea cu această ocazie, că multe lucruri s-au întâmplat pozitiv și că cinstea acestor țigani a început să o dovedească și în societate. Cum ți se pare ție acest lucru sau tind să crezi că contribuția ta a dus și la acest lucru, cu toate că eu cred în mod sigur și așa este, dar vreau ca tu să-mi vii și cu ceva în plus, ceea ce într-un fel sau altul eu nu știu și când spun ceea ce nu știu este faptul cum dialoghez tu în mare parte cu ei. Păi, în primul rând, eu când ajung în comunitate,
sunt cinstită și discut deschis cu fiecare în parte și mă aștept ca și persoanele care intru în contact să aibă aceleași abilități, aceleași caracter, pentru că fiind minciuni și fel și fel de lucruri pe care ei le țin numai pentru ei, că na, fiecare avem secretele noastre, să zic așa, ajungem pe același sens, venind în ajutorul lor. Dacă ascunzi lucruri, nu prea ajungi undeva să te lovești de minciunica care a fost ascunsă și nu putem să colaborăm. Și lucrul acesta, într-un fel sau altul, este un efect de recul asupra ta. Și când mă refer la un efect de recul, este vorba că atunci dovedești că nu ai cinste, într-un fel, chiar în ochii lor, și în momentul acela te întrebi de ce. Și faci tot posibilul ca să vii sub perdeaua aceea a transparenței, iar țiganii noștri, comunitatea noastră de roni, realizează că tu vii cu toate lucrurile bune și le aduci lor. Și în momentul acela, Nicoleta, eu tind să cred că ei te respectă și îți dau cinstea lor. Da, încrederea în ei și ei în tine și tot așa mergem. Încredere și sinceritate. Neavând lucrurile astea, nu putem să colaborăm. Da. Ioane, este cunoscut într-un fel sau altul că, cel puțin și tu, nu numai faptul că locuiești în zona Istu, fiindcă tind să cred că acum telespectatorii noștri te cunosc unde locuiești și din, de unde vii, fiindcă, iată, vezi, această sinceritate vine și din partea ta datorită faptului că locuiești într-o zonă unde mulți se așteaptă și mulți ne arată într-un fel sau altul cu degetul, unde am spus că atunci apare invidia, cum am avut chiar o temă cu ceva timp în urmă. Iar ei cred, de exemplu, că tu și invitații mei din această seară, datorită poziției în care ne aflăm momentul de față, beneficiezi de multe aturi. Însă, iată, ești un om care cinstea te-a făcut să nu ții cont că stai cu... Într-un fel sau altul nu trebuie să ne fie rușine, fiindcă cel puțin căminul de că el a mai rămas este cunoscut ca ghetoul din zona Zlobozii. Dar tu stai acolo și stai acolo de ceva timp și... Împreună cu oamenii din acea zonă, comunitatea de Râm de Acomo, de acolo ai reușit să-i faci să-ți vină să-ți expune problemele cu sinceritate. Bună seara și telespectatorii noștri. Ceea ce vreau să scot în evidență, în primul rând trebuie să avem și să fim cinstiți cu noi înșine. Cinstea și onoarea pe care, de care trebuie să dăm dovadă, trebuie să pornească întâi de la noi, către comunitate, pentru a da încredere celor care ne ascultă și celor, au nevoie de noi. Și celor de care răspundem cât de cât și unde suntem plasați, trebuie ca cinstea și cuvântul să fie adevărat și să plece realmente de la noi. Printr-o problemă nefericită am ajuns să locuiesc la Istru. Nu mă plâng, pentru că mulțumesc Bunul Dumnezeu. Și așa ar trebui să facă toți care sunt în acea zonă, să-și dea seama că au un acoperiș deasupra capului, pentru că momentan mulți caută să, și chiar în Istru, la ora actuală, în căminul de ei, caută o cameră să aibă unde să stea. Și e foarte greu, pentru că majoritatea camerelor s-au ocupat acolo. Problema cinstei, ceea ce discutăm astăzi ca subiect, vine de la noi. Pentru că oamenii din comunitate au prins încredere și vin și ne expun absolut toate problemele, chiar și familiare vine și ne spune, mai ales mie, pentru că locuiesc în acea zonă. Eu sunt glasul lor din comunitate către cei din grupul nostru de inițiativă, iar ceea ce se discută, majoritatea lucrurilor le rezolvăm. Ioane, să știi că într-un fel sau altul sunt extraordinar de mulțumit. De ce? Fiindcă faptul că și tu, dar și prietenele noastre realizează într-un fel sau altul că aportul nostru în rândul acestei comunități de țigani este pentru noi, fiindcă nu suferim de gândomanie, este unul care ar fi trebuit să-l facă toți oamenii, dar pentru ei este un aport extraordinar de mare. Suntem mulțumiți, cum ai spus și tu,
Că ei acum vin și ne aduc la cunoștință chiar și problemele lor familiale, personale, cum să spun eu, sigur, cele personale care într-un fel sau altul de multe ori rămâi și tu uimit, păi, de sinceritatea cu care ei vin și se adresează ție. Dar păi asta acum... este, pentru acest lucru vin și ni se adresează, pentru că au prins încredere în noi. Exact. Ceea ce am făcut noi și ceea ce facem în continuare, problema este că am încercat și 90% din cazurile pe care ne-au fost expuse, le-am rezolvat. Știi cum mi-a venit o idee când ai spus 90% din cazurile care ne-au fost expuse, dar noi le-am rezolvat 100%. Da. Asta este o... Da, o parabolă. Da. Da, Ioane, și este cunoscut sincer că și noi, în momentul în care ne și sună, indiferent ce zona orașului, pentru diverse probleme pe care le au acești țiganei noștri, noi suntem alături de ei. Este cunoscut că, într-un fel sau altul, noi sâmbătă avem ședința grupului de inițiativă locală la noi, la birou, situat pe șoseaua București, și, în primul rând, după aceea plecăm pe teren, indiferent că este sâmbătă și duminică, cum chiar și ieri noi am făcut lucrul acesta, suntem prezenți în mijlocul lor, dar nu doar până la urmă pentru a le asculta păsurile sau cum mulți oameni s-au învățat să spună țiganii cer. Nu, suntem în mijlocul lor pentru a-i povățui. Mulți dintre ei rămânem surprinși plăcut să constatăm că încep să înțeleagă litera legii și să ne și întrebe ce trebuie să facă ca pe viitor ei să nu mai aibă această barieră între ei și litera legii. Este un lucru extraordinar de plăcut. Pe această cale, mai mult ca sigur, ce să mai mulțumim, în primul rând, pentru felicitările dumneavoastră. Deja au început să ne vină mesaje de felicitări. Bună ziua și este foarte bună tema emisiunii. Vă pup și noi, vă pupăm pe dumneavoastră, stimați telespectatori, și vă mulțumim din toată inima. Iată, au început să ne vină mesajele chiar și din zona noastră, tind eu să spun, mai preferată, adică zona Istu. Și noi vă mulțumim că ne priviți și sunteți alături de noi și chiar ne și îndrăgiți. Și cu această ocazie vreau și eu să-mi salut bunul meu prieten Viorel Pană Virai, președintele Asociației Democrate a Romilor 2012, din motive personale, într-un fel sau altul, n-a putut să ajungă la emisiune, dar nu este nicio problemă, știm că l-avem alături de noi și îți dorim sănătate și numai bine și știm că ești omul de bază pe care nu ne putem baza, nu numai noi, dar și comunitate. Faptul că într-un fel sau altul Ion îmi face semne, știi eu. O spun, Ioane, spun. Faptul că noi te-am furat de lângă altcineva unde nu reprezintă nimic țicașta lui, nici Anel Tedel Duma Romanes. Ai venit de bunăvoie. Este un lucru foarte plăcut și foarte mulțumitor pentru noi. Te-ai zbacta noi, te-ai trăit chișai, virai. Jenny, cum consideri, și sincer, oamenii pe care și tu ai venit cu ei și ei au dus pe lista pentru a se căsători? Fiindcă noi am spus că vom avea o surpriză cât de curând și, bineînțeles, exclusivitate nu va avea decât postul nostru local TV Giurgiu, fiindcă este normal ca postul local TV Giurgiu să vină cu lucruri inedite în casele telespectatorilor. Cum crezi tu că oamenii fiindcă este cunoscut, Nicoleta, că avem vârste diferite, adică de la 18 până la 60 și... sunt oameni care au stat 50 de ani împreună și nu s-au căsătorit legal. Și iată că noi, cum am spus că vrem să venim în sprijinul lor, au venit și ne-au spus până la urmă bucuria aceasta a lor de a participa până la urmă la o chestie, da, să legalizeze legătura lor, dar cel mai mult să s-au simțit, tind eu să cred, extraordinar de plăcuți când noi am venit și le-am spus, vă putem ajuta în acest sens, putem să venim, fiindcă avem oameni cu care, și dacă nu mă înșel, Nicoleta, acești oameni de bine, cred că tu ești în măsură să spui cel mai bine. Să lăsăm un minut. Să-și revină? Da. Trebuie să spun eu două cuvinte. Bucuria noastră mare... L-ai depășit, Ioane, ce faci? Da, bucuria noastră mare... Da, e ajuns bucuria noastră. Aceste lucruri pe care le facem și imboldul și plăcerea pe care o avem este că acești oameni, într-un număr de care vă spune doamna Nicoleta, 13 familii au primit cu mare bucurie această veste de ajutor din partea noastră și trebuie să amintim că acest ajutor este unul foarte substanțial, de la câteva milioane care plăteau
se face aproape gratis aceste analize, iar aici o las pe doamna Nicoleta să ne spună... Director al Spitalului Județean Giurgiu, domnul Mihai Petre, și de asemenea, pentru a obține certificatele prenupțiale, care sunt destul de costisitoare, oamenii neavând financiar pentru a se căsători ca orice om, ne va sprijini doamna doctor Zamfira Adriana. Dar cum ați spus, este cunoscut, în secret, mai mult ca sigur, că doamna doctor Zamfira este pe zona ta de competență. Când ai venit la dumneavoastră cu această propunere, însă cred că dumneavoastră a rămas un pic uimită când ai venit cu această idee, fiindcă nu cred că s-a mai întâmplat vreodată, cel puțin vorbesc pe plan local. Cum ai simțit-o pe dumneavoastră? Destul de receptivă. Deci doamna doctor este o doamnă extraordinară și m-a sprijinit nu numai în acest moment cu certificatele prenupțiale și cu alte persoane care aveau nevoie de adeverință, de exemplu, să se înscrie undeva la un curs. Adeverințe care la alte cabinete medicale se plătesc. Dumnezeu a putut să-ți oferi un titlu de gratuitate. Da. Un gest nobil și pe această cale și mulțumim. Noi vă mulțumim din toată inima, noi însemnând grup de inițiativă locală pentru incluziunea romilor și bineînțeles vă mulțumim să știți din toată inima noastră și din partea țiganilor pe care într-un fel sau altul am început să-i reprezentăm, fiindcă ei spun nu dorim decât dumneavoastră să ne reprezentați. Jeni, să revin la tine, că așa, știi, e vorba aia. Păi cum să uite, mă, Jeni? Crezi că cineva îmi spune, uite, că am un zâmbet frumos și inspiră încredere. Da, îți mulțumesc pe această cale, estimate telespectatori, pentru lucrul acesta, dar și lucrul acesta face parte tot din cinstea și sinceritatea noastră. Cinstea și sinceritatea pe care, cum a spus și unul meu prieten, Ionel, mai devreme, este un lucru pe care, într-un fel sau altul, noi am vrut să ne-l atribuim și după aceea să venim alături de dumneavoastră și în casele dumneavoastră. Fiindcă, cum a spus Ion, dacă noi nu am avea cinstea aceasta și nu am încercat alături de noi să avem oameni de încredere, oameni care să vă inspire dumneavoastră, în primul rând, încredere, am fi ca alții, am trimite oameni în Emiratele, alu Arabele sau unde i-a trimis și după aceea vine să arate cu degetul alte persoane. Noi nu mai facem aceste lucruri și sincer, vreți să vă spun ceva? Nu mai fac datorită noului nostru cameraman, Emi, pe care îl văd pentru prima dată la cameră, fiindcă cu ceva timp în urmă, să știți că am avut o discuție cu el, noi ne cunoaștem și ceva timp și prietenia dintre noi, faptul că mi-a spus niște lucruri, mi le-a dus la cunoștință, au fost constructive. Fiindcă știți ce mi-a spus un majoritar, adică în persoana lui Emi? Marius, tu trebuie să vorbești și țigănește. Și chiar l-am întrebat, păi da, dar voi nu înțelegeți, Marius, dar tu în mare parte te adresezi comunității de romi. Încă o dată îți mulțumesc, Emi, pentru sfatul tău și așa este. Trebuie să mă adresez în mare parte comunității noastre de țigani. Dar nu trebuie nici să uit faptul că într-un fel sau altul trebuie să aduc și traducerea într-un fel sau altul ca să o înțelegeți și dumneavoastră, să nu credeți că suntem obiectivi și doar cu țiganii noștri. Și în general vorbim lucrurile care într-un fel sau altul, sincer vă spun, țiganii noștri nu le înțeleg, nu înțeleg unele cuvinte și atunci sunt nu nevoit, este un lucru firesc să le vorbesc în țigănește ca ei să înțeleagă acest aspect. Deci, după cât ai văzut și tu, să românile mulțumim frumos cu tot respectul doamna Dunia Pălângeanu și noi vom fi alături de dumneavoastră oricând și la toate acțiunile pe care ne invitați, la acele activități culturale. Și iată încă un om care reprezintă ceva pentru comunitatea din orașul Giurgiu, are o plăcere deosebită să ne invite la activitățile dumneaei și, sincer, nu sunt activități care să aibă legătură într-un fel cu etnia noastră. Strict cu romii, sigur că... Nu, sunt acțiuni care la acestea, pot eu spune, activități ar trebui să participe și românii și țiganii și iată că dumneaei nu ține cont de acest lucru și ne face aceste invitații plăcute. Să românile și trebuie să vă spunem și noi la mulți ani, fiindcă cu câteva zile a fost și ziua dumneavoastră. Deci geni. Revin la tine. Mă, Jeni, tu ai efectul ăla. Mă pierd în ochii tăi. De bumerang. Nu de bumerang, Ioane, de bumerang. Nu vreau să explic Cum realizezi și tu, într-un fel sau altul, acum că oamenii noștri vin la ședințe
și vin cu problemele, de multe ori problemelor personale ți le aduc la cunoștință și acasă și sincer crezi că această cinste și sinceritatea lor s-a schimbat de când noi grupul de inițiativă suntem în casele lor, fiindcă asta este adevărul, suntem efectiv în casele lor zilnic. Da, păi ce să zic, vin la ședințele noastre într-un număr foarte mare, își expun problemele și din ce am văzut eu la ei, sunt deschiși, sunt loiali pentru că au văzut că și noi, din partea noastră, către ei, am venit cu aceleași lucruri. Adică au fost sprijiniți. Da. În tot ce au avut ei. Au fost ascultați, îndrumați, sfătuiți. Cred că și să fie ascultat în ziua de astăzi este un lucru foarte și credeți... important. Adică și-au căpătat încrederea noi prin ceea ce noi le-am oferit. Chiar și vorbe. Și vorbele contează. Chiar dacă... Spuneai că ai o privire sau nu știu cum ai zis mai devreme. Păi să uite omul la tine jos că ia uite și pe ăsta. Pe asta spune adevărul, nu? Ăsta este scopul. Nu să stai așa într-un baston, analizezi omul, dar la final ce poți să-mi dai și mie, că te ajut, nu? Nicoleta... Așa să... Știi, deci n-au simțit lucrurile știi astea. De ce rămân surprins, plăcut, adevărat o spun și dumneavoastră, stimați telespectatori, și fiindcă v-am spus și vă mai spun. Această emisiune noi nu avem regizat. Când îmi sun invitații, de exemplu, este cazul și lui Nicoleta, Marius, despre ce vorbim? Ce facem? Găsim noi despre ce să discutăm. Genii, tot la fel. Genii, stimați telespectatori, poate ați observat, când încep discursul cu dumneai, spun, facem abstracție de Statuia Libertății, fiindcă ea îmi spune, Marius, poți să iau poziția Statuia Libertății? Adică să fie cea mai tăcută. Cum a spus și ea, stimați telespectatori, doar decor. Nu putem să mai... Ce să mai... Trebuie să spunem și două, trei întrebări, să vedem... Duma. Să vedem că miști. Te dă Duma. Bravo, Geni! Bravo! Stimați telespectatori, iată, inedit, dacă deja Geni... Da, Geni a început să vorbească în romanesc. Bravo, Geni, ai zis, da. Da, este un lucru extraordinar de bun. Mulțumim și iată, iar mesajele, felicitări pentru emisiune, vă urmărim cu mare drag. Acesta este până la urmă și scopul nostru, să ne urmăriți cu drag, cum a spus și Nicoleta, să vedeți privirea noastră, să vedeți onestitatea din ochii noștri și eu chiar vă rog de multe ori și regia o să-mi și confirme. Și chiar dacă sunt și mesajele negative, vă rog să le punem și pe acelea, fiindcă, cum am spus, sunt constructive și de ce nu? În momentul când greșești sau nu greșești, fiindcă noi a greși într-un fel sau altul timp, suntem atât de mulți și părerile le confruntăm acolo între noi și dacă greșește unul din noi încercăm să o remediem, dar există posibilitatea ca dumneavoastră să credeți mai mult sau mai puțin că greșim, spuneți-ne unde greșim și încă o dată noi vă mulțumim chiar și pe cele rele într-un fel care ne aduceți la cunoștință, însă în momentul când ne trimiteți mesaje și sincer și boda prostelor Dumnezeu și mulțumesc bunului Dumnezeu, în momentul de față n-am avut mesaje răutăcioase. Nu am avut mesaje răutăcioase fiindcă tind să cred din respect pentru ceea ce noi facem pentru comunitatea de țigan, nu primim aceste mesaje, vă rugăm să ne credeți. Pentru că nici noi nu suntem răi. Adevărat și încă o dată trebuie să-i dau dreptate și ilugenii, noi nu suntem răi, așa este. Indiferent ce, de multe ori, stimați telespectatori, ne privăm familia de prezența noastră și mergem pe teren, mergem în diverse cartiere, de ce? Pentru a încerca să rezolvăm problemele dumneavoastră și lucru cel mai important, pentru a vedea că suntem alături de dumneavoastră și noi încă o dată vă mulțumim că într-un final dumneavoastră ați conștientizat faptul că suntem alături de dumneavoastră. Acesta este scopul nostru. Bună seara, doamnelor, și vă salut, domn președinte și domn secretar în frunte cu doctor Țaga, care a efectuat analize medicale și cât și doamne doctor Zanfir pentru sprijinul acordat pentru a putea lua, am putea lega relația dintre mine și concubina mea. Vă mulțumim din inimă grupul IGIL în frunte cu primăria Giurgiu. Da, păi cred că ar trebui să spunem totuși cap-coadă a cui a fost inițiativa sub îndrumarea și câte cupluri s-a pornit. Este da, un lucru... cum a început acțiunea dar, asta. Dar eu ceva mai devreme, adică Mariu, la emisiunea... Mariu, scuze-mă două minute, știi ce spunem noi?
Întâi realizăm lucruri și după aceea vorbim. Asta, aceasta este vorba noastră, Jean. Știi de ce? Când am vorbit cu... După ce v-a realizat treaba asta, atunci... Cu domnul director Petrică Slăvescu. Cel care ne-a și ajutat cu pomul, cel care este alături de mine cu ideile dumnealui extraordinar de mari. Și dumnealui mi-a spus, Marius, da, domnul director. Și o să inviți în platou și cei care se găsesc. Bineînțeles, domnul director, cum să nu-i aduc? Dacă nu-i aduc aici, atunci unde? Atunci bineînțeles, îi vom aduce, îi vom prezenta. Vom dovedi că sunt oameni de rând. Oameni care, fără lipsă de modestie din partea mea, sunt și cu situații un pic bunicică, dar sunt și pătura de jos, unde cineva odată îmi spunea că nu trebuie să-i încalcul această pătură de jos. Și cum din acest motiv și bunul meu Virai îl contesta acea persoană, nu, noi trebuie să avem grijă și de ăla, dar și de cel care are turnulețe, fiindcă a fost momentul, fiindcă toți dintre noi avem momentele de glorie când acum e sus și mai târziu e jos. Și acum ce înseamnă? Din cauza la turnulețe nu-i mai dai sprijin sau îi spui tunista în romterar pașaman, îți traduc acum, da. Nicoleta, și pentru spectatori, îi spui acelui țigan, pleacă de lângă mine că tu nu ești de-al meu. Nu poți să faci așa ceva. Și vom veni și atunci vom spune, fiindcă sincer, cum a spus și voi, fetelor, chiar este o poveste. Este o poveste minunată. Se va dori continuată. Spune. Și vom face în mod sigur lucrul acesta, fiindcă în această poveste minunată, ca de fiecare dată, cum este și în început, până la urmă, da, în această poveste sunt oameni de bine. Oameni care nu vor fi lăudați. Doar li se va aduce la cunoștință numele acestor persoane și, cum este și firesc în șirul unei povești, se vor dovedi că ei au făcut și fac în continuare lucruri bune, lucruri care să, cum zice mama mea, să te ungă la suflet. Așa vom face și noi datorită acestui oameni care, ia, tema noastră, datorită cinstei noastre, sunt alături de noi și vor fi oricând. Voi ați văzut și știți că acum faptul cum vorbim cu autoritățile statului, adică acest respect pe care îl avem din partea lor, fiindcă venim cu sinceritate în fața dumnealor, nu cum veneau alte persoane, sodezma, cum a zis Ion mai devreme. Adică ce îmi dai? Ei, noi nu mai venim. Iată că noi venim cu lucruri inedite și spunem, noi vă oferim lucruri bune din partea țiganilor noștri, lucruri care, într-un fel sau altul, reprezintă cinstea și sinceritatea lor. Și venim cu lucrurile acestea, fiindcă, până la urmă, dacă tu nu oferi ceva, apoi cum poți să ceri? Și lucrul acesta l-am învățat tot de la cineva care, până la urmă, nu că este mentorul meu, este omul pe care eu tot timpul îi mă bizui și voi știți că este vorba de domnul Alexandru Vladu. Este omul care mă sfătuiește cum să fac și faptul că de multe ori mă și ceartă și domnul și îmi spune n-ai făcut bine nu știu ce, tot le iau ca lucruri constructive, cum și domnul deputat Florian Nicolae cu ceva timp în urmă mi-a spus de acea undiță care voi știți că am spus-o, învață-ți omul tău să ducă el la pește, să-și ia acel pește, să nu mai aștepte să vină cineva să îl dea, fiindcă dacă îl va da peștișor mic, nici să-și sature familia. Pentru acel peștișor îi va cere cu mult și îndesat Marius. Și atunci ei nu vor mai avea cinste. Iată că nici tema din această după amiază nu este întâmplătoare. Fiindcă până la urmă cinstea aceasta, stimațele spectatorul, se referă la faptul că, mie nu mi-e rușine să o spun, țiganii noștri au fost manipulați cu punguțe, mai mult sau mai puține în ele, ba chiar cine le-a dat a considerat că sunt prea grele de la cine le-a luat. Nu, a luat, era ce era nociv acolo, mă, genii. A venit în sprijinul romului nostru, băi, tu nu trebuie să mănânci și pieptul de la pui. L-am scos, nu e bun. Mai înțeleg? Ațos. Da, este ațos, bravo. Și acum acele persoane vin să ne spună nouă ce și cum. Ceea ce am făcut noi, ca grup de inițiativă locală și ce am încercat în acești 2 ani de când dacă funcționăm, am făcut în așa fel ca grupurile de romi și entitățile noastre să nu mai vină să stea cu mâna întinsă, să zică dăm ce-mi dai. Pentru că noi ce le dăm, le dăm bucurie în suflet, le dăm piosdane pentru copii, le dăm multă afecțiune, pentru că ceea ce făceau înainte cei care le dădeau câte o pungă sau câte o plasă de alimente,
ajungeau ca timp de 4 ani să le ajungă punguța aia decât pentru o oră sau pentru o zi. Ideea e că nu le dăm mult, ceea dar ce le facem, dăm fără să le ceea cere. Ceea ce le facem noi acum este că le dăm încredere. Tema emisiunii este încrederea. Și asta trebuie să prindă oamenii noi și ca dovadă de sinceritate trebuie să le spun celor din comunitatea de la Istru de Romi că suntem sinceri grupul de inițiativă locală și le dăm o veste foarte bună, poate că o parte dintre ei știu. Este vorba de contractele care le au, se vor prelungi din luna mai până când nu se știe. Am fost informați de conducerea primăriei că aceste contracte se vor prelungi poate până în toamnă, până în iarnă, până va fi gata căminul de pe tineretului sau unde vor fi distribuiți ceilalți. Deci mai dăm și noi din când în când câte o dovadă de sinceritate, dacă nu mereu. Dar tot timpul, cum, câteodată? Câteodată, acum mereu. Este vorba, cum a spus și Ion, lucrurile acestea le aducem la cunoștință comunității și nu venim să ne lăudăm. Vreau să spun două cuvinte. Nu am spus acest lucru pentru că nu am avut confirmarea sau legitimitatea de a le spune. Corect. Chiar dacă de multe ori ne-au întrebat ce și cum. Noi le-am spus doar să intre pe făgașul normal, să nu mai aibă acele ieșiri antisociale, fiindcă atunci litera legii, cum îmi place mie să spun, își face asta, din plin simțită prezența. Se întâmplă de luna care vine, care nu vor fi în regulă. Avem rugămintea în același timp să vă plătiți... Așteptări de la ei. Absolut, să vă plătiți toate dările către stat, să nu mai faceți acele tulburări de ordine și niște publică pentru a fi sancționați conform legii 61/91, fiindcă va fi în dezavantajul dumneavoastră. Bună seara, doamnelor, și vă salut cu această ocazie, domnule președinte, și vă doresc în continuare sănătate și multe realizări împreună cu grupul de inițiativă locală pentru incluziunea romilor. Și noi vă mulțumim din toată inima și suntem extraordinar de mulțumiți pentru faptul că aveți încredere și primim mesajele dumneavoastră. Felicitări! Încrederea și sinceritatea sunt două lucruri care se pierd repede și se câștigă greu. Felicitări invitaților! Și noi vă mulțumim din toată inima pentru aceste mesaje extraordinar de bune și venite din inimă. Iată, multe țineți-o tot așa, felicitări pentru emisiune, atât ție cât și colegilor noștri. Noi vă mulțumim fiindcă sunteți alături de noi, sincer. Cea mai mare bucurie aceasta este că, într-un fel sau altul, noi putem să vă aducem sâmbetul pe buzi. Trebuie să o salutăm și noi cu ocazia emisiunii noastre pe buna noastră prietenă, pe Luminița Fieraru, și să-i spunem felicitări pentru noua ta funcție de expert pe problemele romilor. Să o încurajăm. Bravo, Nicoleta! Bravo! Fiindcă, da, este adevărat, Luminița, cu toate că se implică în atâtea acțiuni culturale, și are activități foarte multe. Deci, iată că de fiecare dată când primești câte, cum să spun eu, cât un lucru de ăsta datorită realizărilor tale, datorită cinstei tale, este normal să ai emoții, fiindcă te sperii, adevărat. Nu fi, m-i descurca. M-i descurca și în primul rând spui, voi face ca cei care au avut încredere și m-au numit în această funcție să fie bucuroși, mulțumiți de mine, îi voi dezamăgi. Noi îți acordăm tot sprijinul, Luminița, și știm că tu vei fi alături de comunitatea noastră cum ai fost și cum ești în continuare și încă o dată mă repet, vom fi alături de tine fiindcă știi că așa e și trebuie să facem o precizare. O fac eu în numele tău. Ești expert pe problemele romilor de foarte, foarte multă vreme. Când nici nu se știa într-un fel sau altul ce înseamnă acel expert pe problemele romilor în municipiul Giurgiu. Tu ai făcut această specializare doar pentru a avea la CV-ul tău și pentru a-ți însuși niște reguli de bază pentru a veni în rândul comunității de romi. Nu ai blamat cu acea diplomă pe care, datorită cinstei tale, ai absolvit-o și iată că acum este meritul tău fiindcă ești pus în această funcție. Chiar nu mai știu cine a avut această funcție înainte. Voi mai știți?
Mamă, ce-mi place când râde Jenin. Ești răutăcios. Ce-mi place cum râde Jenin. Așa. Da, Jenin, sincer, și nu sunt răutăcios. Pun purul adevăr. Fiindcă n-ar fi trebuit un expert pe problemele romilor care să vină în ajutorul comunității. Care pasăre pe limba îi piere. Iete, te vezi datorită sâmbetul tău. Vezi cât de dură poți să fii. Adevărat este. Fiecare pasăre jal ca nimai gheleac honic. Hai nici nimai ilea parpale. Adică... Bravo! Da, mare dreptate aveți. Dar vă spun din simpatie pentru voi. Orice pleacă și pleacă de acolo unde nu mai poate să vină înapoi. Și știți de ce? Datorită lipsei de sinceritate și cinstei. Când încerci... Și când încerci, mai înțeles, să vii cu argumente negative și să spui că noi sunt rombaro, atunci este, știi, is very, very difficulty, cum spune țiganul nostru. Ia uite, mă, Nicolet, am terminat. Nu vreau să fiu într-un totul răutăcioși. Spune tu, Ioane, spune tu. Vreau să spun că cel care a fost până acum expertul pe probleme de romi a ajutat într-o mare parte comunitatea, este vorba de Voinea de Cebal. Problema este că a fost o chestie, ceea ce cred eu, e vorba de problema personală, ceea ce cred eu personal, este că el a fost influențat negativ. Corect. Iar această influență i-a adus lucruri negative care s-a întâmplat și cu asta vreau să încheiem, să nu mai avem această discuție. Știi, îmi pare foarte rău de el, dar sincer, și-a făcut-o cum să nu se creadă că sunt rău sau mai știu ce. Numai asta vreau să și spun. Mie îmi pare rău, știi de ce? Îmi pare rău și sincer o spun, stimați respectatori, fiindcă noi, grupul de inițiativă locală pentru incluziunea romilor și mulți romi de-ai noștri, ne-am bazat pe acea persoană, Ioan. Corect. Și l-am crezut al nostru. Bravo! Mă, Jenin, tace, dar păi și când le spune am dau ilo. Da. Adevărat. Da. Ia te vezi, e exact lucru cel mai bun. L-am crezut de-al nostru. A fost și de-al nostru, dar a scăpat pe o pantă alunecoasă, fiind influențabil de o persoană care a făcut mult rău în comunitatea de romi. Și care încă face. A spus, a făcut care încă face. Și tu completezi. Da, dar până la urmă, acea persoană, fiindcă tot de ei mi-am fost certat să nu mai pomenesc nume de-astea negative, să îmi văd de treburile noastre, cum e și vorba aia și cum a spus-o și voi, orice pasăre jal ca inima el parpale. Adică să aducem unde nu mai vine înapoi. Bun. Măi, oameni buni, sincer vă spun, de multe ori nici nu mai realizez că suntem în direct, că suntem priviți de atâția oameni, că ne trimit atâtea felicitări și încurajări în același timp și încă o dată eu vă mulțumesc din toată inima mea sinceră de țigan simplu, de țigan care am crescut în comunitatea mea de țigani și nu țineam cont că acolo e rigola și noi ne jucam acolo, că aveam tene și rupți în picioare și, da, mă rog, erau gesturile noastre copilării, deci de acolo provin eu cel puțin. Cu toate că bunul Dumnezeu l-a ajutat pe tatăl meu și pe mama mea bună ca să mă trimită la școală și lucrul acesta l-am înțeles și eu, iată că acum într-un fel sau altul este bine pentru țiganii noștri. Noi de acolo venim și indiferent orice telespectator poate să urmărească activitatea noastră ca să vadă că nu suntem nici patroni, nu avem nici dictai, nu știu ce, bunuri sau mașini sau care să facă ciudă cuiva. Suntem oameni, pot eu să spun, cum cineva spune, să nu, că el nu interesează, suntem oameni de jos. Acesta este cuvântul cel mai potrivit, stimațele spectatori. Însă nu suntem chiar de jos, să știți. Fiindcă, sincer, eu, împreună cu echipa mea, echipa cu care noi lucrăm, un grup de inițiativă, suntem foarte bogați. Știu, Jenin, nu te mai uita urât pe mine, că trebuia să o spun și pe asta, că na. Suntem extraordinar de bogați și bogăția noastră, să știți, este respectul. Este cinstea și sinceritatea pe care noi o avem. Fiindcă în este momentul, tema emisiunii. Da, este și tema emisiunii, nimic de zis, Ioana, ai dreptate. Fiindcă în momentul când mergem la oamenii care reprezintă ceva pentru municipiul Giurgiu și poate să hotărască multe lucruri, suntem primiți cu admirații. Suntem primiți cu cel mai mare respect și ne spune intrați ca să discutăm. Chiar glumim până să ajungem la partea care face prezența noastră acolo
motivul ei. Și suntem respectați de acești oameni datorită bogăției pe care o avem extraordinar de mare. Respectul. Noi l-am câștigat cu greu, cum spune și telespectatorul nostru, dar poți să-l pierzi și repede. Ei, iată că noi conștientizăm faptul că l-am câștigat extraordinar de greu și nu-l vom pierde niciodată. Și vă spun cu sinceritate de ce. Fiindcă alături de noi, de acest grup de inițiativă, suntem oameni onești, oameni care venim în sprijinul dumneavoastră și încercăm de multe ori să dăm puținul nostru spre oamenii noștri. Cu această ocazie, fiindcă avem expertul pe problemele romilor și în mod sigur așa se va întâmpla, vom derula proiecte europene, proiecte care o să fie în avantajul comunității de romi, proiecte care vor ajunge încă o dată să dovedească că sinceritatea și cinstea țiganului va fi că derulăm aceste proiecte europene. Cum ți se pare acest lucru, Nicoleta? Un lucru foarte bun pentru comunitate, dar apropo de cinste și respect și toate lucrurile astea, noi în continuare suntem testați de oamenii cu care intrăm în contact, să zic așa. Și printre noi și alături de noi, pe oriunde mergem, sunt persoane care, cum să zic eu, care ne sapă așa frumușel, încetişor și, înțelegi? Păi, Nicoleta. De exemplu, sunt persoane care, de exemplu, o persoană avea nevoie de complementară, de alocația pentru susținerea familiei. Și i-a spus, dom'le, îți trebuie actele astea, te duci și faci rost de act de casă, act de... A, pe cum așa actul casei? Păi zic că îți trebuie, că na, ce de pui la dosar? Du-te, dom'le, de aici că nu e adevărat, nu mă crezi pe mine, zic, du-te frumos tu mai la Giurgiu Nord, te interesezi și afli ce acte îți trebuie. Dacă, deci eu îți dau ție scris frumușel așa pe hârtiuță și tu spui că nu e adevărat, că ți-a spus ție nu știu cine alte lucruri. Trebuie s-a dus acolo și apoi m-a sunat, doamna Nicoleta, să știți că ați avut dreptate. Înțelegi? Și de asta zic. Încă suntem... Priviți cu o mică neîncredere. Nu, o mică. Omul în general, indiferent că este și român, dar de ce să nu cred ce îmi spune vecinul? Că el a obținut niște lucruri mai ușor și de ce să merg drept? E asta că trebuie să fac ca vecinul. Îi lași, se duc, se interesează și apoi tot la noi revin. Spun, da, dar astfel de persoane sunt, pot eu spune, într-un număr extraordinar de restrâns. Fiindcă majoritatea înțeleg că tu când le spui că trebuie la un anumit dosar 5 hârtii, 5 hârtii îți aduc. Dar iată, cum ai mai spus și tu, mai vorbești cu țața printre gard. Da. Și îi spune, păi știi când am făcut eu, dar țața, uite să-i spună, de exemplu, că ea a cerut... A făcut-o cu 10 ani. Nu, și acum 2 ani, să zicem, dar a cerut-o pentru altă problemă. Da, legislația este în schimbare, într-o schimbare totală tot timpul, fiindcă tot timpul apar documente noi, apar lucruri care trebuiesc însușite și atribuite fiecărui cetățean care solicită o anumită solicitare, dar nu poți tot timpul mai înțeles. Da, sunt cazuri diferite care într-un fel sau altul, nu numai oamenii noștri, să nu fim acum extraordinar de... Dar și majoritarii de multe ori spun, da, păi cu Tărescu, exact cum ai spus și tu. Da, asta e rolul nostru din comunitate. Este să venim în ajutorul lor. Rolul nostru din grupul inițiativă locală este ca noi să facem și să îndrumăm oamenii în așa fel încât să nu mai avem dubii în ceea ce îndrumăm noi. Și lucrul acesta să și întâmplă, Ioan. Sigur că da. Asta facem noi. Îți mulțumesc pentru felicitări și ție, Claudiu. Este vorba de bunul meu prieten care, iată, eu fiind țigan, am crescut, să spun așa, la el în casă de mic copil, italianul, cum este cunoscut de mulți prieteni ai noștri. El a crescut în casa mea fără să ne simțim într-un fel sau altul că eu sunt țigan și el român. Și mulți, mulți prieteni de-ai mei. Iată, felicitări și mesajele curg în continuare, nu le mai citesc eu, fiindcă dumneavoastră, stimațele spectatori, le vedeți. Și să mă uit totuși un pic așa, fiindcă dacă trebuie undeva ca noi să dăm și un răspuns, îl vom da fără nicio problemă. Deci ai dat dovadă, ți-ai câștigat încrederea în fața autorităților locale și te felicit pentru... Această. Această cale. Această cale.
Este calea pe care, stimațele spectatori, îmi pare rău sincer să o spun, ar fi trebuit să urmeze așa zizi lideri ai noștri în urmă cu 25 de ani. Lideri care acum există sau din motivele bunului Dumnezeu i-a luat să facă legea acolo sau mai știu eu ce, n-au făcut acest lucru pentru comunitatea noastră și ei au avut grijă de așa punga lor, că o peptul o si ațosul o și că le face rău la tiroidă sau mai știu eu la ce o să o face și până la urmă cu ce au rămas? Tind eu să cred cu nimic, fiindcă toți suntem muritori și când plecăm în partea cealaltă nu mai contează că ai avut aur și fel de fel aici. Dar este vorba de calea pe care noi am urmat-o, fiindcă de multe ori am fost și noi supărați că țiganii noștri nu sunt respectați. Țiganii noștri erau și un număr mic, încă sunt goniți de la unele uși, dar datorită faptului că și noi existăm acum, este un pic mult mai bine. Da. Ioan. Trebuie să anunțăm comunitatea de rom pentru a prinde încrederea noi și a avea și am fi sincer cu ei, trebuie să le spunem că în acest an vor avea o surpriză foarte plăcută în legătură cu locuințele. Mai mult nu pot să spun pentru că... Nu, n-ai cum. Așa. Dar cei care vor, tocmai asta am vrut să scot în evidență, cei care nu vor mai turbura liniștea publică din orice zonă, nu numai din zona Istru și nu vor avea, e vorba de amenziile care le au pe această temă, pentru că de luna care vine avem liber de a spune, cei din cadrul primăriei vor face din nou verificări în cadrul căminului D și vor face curățenie, nu pot să spun generală, dar cei care au disturbat liniștea publică vor pleca ca și ceilalți care au fost în căminul C. Deci cei care vor rămâne în căminul D vor fi oameni liniștiți și cu frica lui Dumnezeu. Vă mulțumesc! Iată că primim mesaje și din partea majoritarilor și îmi spun de ce nu spui și de noi că și noi apelăm la tine. Da, și este. Și nu am vrut să credeți dumneavoastră, stimațele spectatori, că prin această conjunctură am încercat să facem ceva nu detaliat, să încercăm să scoatem în evidență că noi suntem cei mai buni. Nu. Da, și este. Noi venim în sprijinul și românilor, cum îmi place mie să spun. Românii vin cu tot respectul și cu toată încrederea la noi, la sediu și pe stradă, alături de fetele noastre mediatoare și de echipele noastre. Vin la noi în fiecare sâmbătă de la ora 12 și ne expun problemele dumnealor și culmea pleacă extraordinar de mulțumiți de acolo, fiindcă văd că noi venim în sprijinul lor. Felicitări pentru emisiune, atât ție cât și colegii noștri care sunt lângă tine în platou și respect maxim pentru ceea ce ei fac pentru comunitatea de rom. Felicitări, vă mulțumim! Bravo, Maurice, continuă această muncă în care te-ai agrenat și pe care o faci cu cinste și onoare. Vă mulțumim din toată inima pentru faptul că ne trimiteți aceste mesaje și sunteți alături de noi. Ca să mă leg de tema emisiunii, încrederea și sinceritatea de care ai dat dovadă, ți-ai câștigat încrederea în fața autorităților locale și te felicit pe această cale. Și noi vă mulțumim dumneavoastră pentru faptul că respectați ceea ce noi facem alături de comunitatea noastră de romi. Felicitări grupului de inițiativă local. Este un lucru extraordinar de mare că acest grup de incluziune a romilor a putut să fie alcătuit și din componența căruia fac și o parte în grupul local, cât și Ion. Și este un lucru extraordinar de bun, cu toate că multe persoane, iar greșesc genii, știu că greșesc. Două sau trei persoane nu au fost de acord și ei au încercat să facă o organigramă, cum au considerat după urechea domnilor. Da. Genii iar vine de acasă. Da. Bună ziua, felicitări pentru emisiunea dumneavoastră, țineți-o tot așa. Și noi vă mulțumim din toată inima și suntem alături de dumneavoastră și vă dorim sănătate și fie ca bunul Dumnezeu să fie alături de dumneavoastră. Pe 8 aprilie vom avea și noi un spectacol în desfășurare
în zona la care noi v-am învățat de cel puțin 2-3 ori să veniți, adică este vorba de Casa Armate, cum știți dumneavoastră, sau Muzeul Poliției de Frontiere, unde vom face și noi un spectacol, tind eu să cred, plăcut atât pentru comunitatea noastră de romi, cu ocazia zilei de 8 aprilie, Ziua Internațională a Țiganilor, așa, unde bineînțeles vor participa și ne bucurăm pentru participarea un număr extraordinar de mare de majoritari, fiindcă nu sunt spectacole dintre acelea care într-un fel sau altul să blameze bogăția, aurul, și nu, sunt copiii noștri care vin cu ocazia acestei zile, vin să spună poezii, să cânte, să expunem micile noastre talente și să le promovăm, dar și majoritarii unde vin alături de noi în aceste spectacole. Ioan. Da. Ce să avem? Muzică. Ce să avem? Muzică. Mamă, păi ia uite-te, nu se știe la petrecerile țiganilor niciodată nu lipsește muzica. Din cauza aceasta genii conviețuii are acea intrare. Mai înțeles? Fiindcă se știe. Ai văzut când începe emisiunea Conviețuiri, imediat sare muzica. Muzica te face să... Mamă, stai să vezi ce emisiune beton. Sambal. Mai ales. Ca să ieșim din zona muzicală. Bine, hai. Bine mi-ai făcut, că ne mai trebuia încă o oră ca să discutăm despre muzica lui Gen. Explici mi doamna de la drept, am înțeles. Ca să mă fac un pic și avocatul diavolului, cum spui tu. Ia zi, Ioan. Cei din comunitate m-au rugat să te mai întreb o dată și trebuie să o fac. Când luăm și noi resturile menajere la blocul de... te rog foarte mult să baci fierul cât e cald pe această temă, pentru că va veni căldura și... Mă face lucrurile, nu, fără nicio problemă, fiindcă știi că într-una din ședințele la care am participat alături de domnul viceprimar Alexandru Vladu, aceasta fiind și luna curățeniei, vom face tot posibilul și nu tot posibilul, vom face lucru să pară normal până la urmă și în acea zonă, vom veni cu utilajele din partea DPP-ului și rugămintea mea la dumneavoastră, stimați spectatori, cel puțin din cei din zona Căminului de, să ne acordați și dumneavoastră sprijinul pentru a veni în ajutorul acelor oameni puțin la număr din partea DP-ului pentru a se vedea într-un fel sau altul că sinceritatea și încrederea face ca dumneavoastră să ieșiți la astfel de activități. Rugămintea mea este și sper ca toți din acea zonă să participe la această acțiune, în mod pentru sigur că este vorba despre sănătatea noastră și a copiilor noștri. Păi în primul rând. Sigur că da. Da, și mă refer la telespectatorul nostru în mod special care ne trimite și mesajele de felicitare, fiindcă este normal să fac lucrul acesta, fiindcă dacă nu ați fi dumneavoastră, stimați telespectatorii, nu știu până la urmă dacă implicarea noastră... Am vorbit singur ca televizorul. Brav! Mă, Jenny! Tocmai era nevoie de noi. Nu, Jenny, cred că până la urmă fac Statuia Libertății permanentă în studio. O să vorbesc și cu colegii noștri. Dacă aveți nevoie de decor, indiferent ce decor aveți la dumneavoastră, statuia Libertății ar trebui să o aveți în cadru. Și atunci, Jenny, tu vei fi cea mai solicitată. Cel mai solicitat decor. Dar nu va fi nevoie să fie în persoană, îi facem un mulaj. O punem. Ce de treabă ești tu, Neimane? Pentru că doamna va avea și eu. Vreau în persoană, ia uite. Mai trebuie să și scoate și ceva pe... Dar ce cu tine? Știu că te uimesc. Da, mă uimești, păi zice, trece prin eu, te încep să vorbești, Acum, la sfârșit, să mă auzi. Să te auzi tu? Avem primăvara. Și că avem primăvara, o să avem proiecte, nu? Absolut. Vom avea proiecte în deroare, vom avea proiectele acelea școală după școală, school after school. Vom încerca să derulăm proiecte în așa fel încât să facem un lucru nu imposibil, dar ca să înțeleagă părinții copiilor de romi că poate să rămână și după ce își termină școala pentru a-și face temele acolo, să servească o masă caldă, lucru care, sincer o spun și n-o spun într-un fel plăcut, multora dintre țiganii noștri le lipsește acea masă caldă și în special copiilor.
Este cunoscut și din ceea ce văd și unde particip la multe acțiuni. Sunt acțiuni culturale unde copilașii poate să servească un aperitiv, să spunem noi. Am rămas atât de nu uimit, nu este din împotrivit. În fine, când am văzut cum un copilaș într-o punguță micuță lua câte puțin, deci rețineți, nu lacom, câte puțini. Încă o dată. Cinste, no. Avea acea cinste. Avea cinste, Nicol, și nu lua, știi, să sară în ele, să... Și la un moment dat l-am văzut așa din colțul în care stăteam, zic să-l întreb de ce face lucrul acesta, mie să nu se supără să plângă. Zic, dar până la urmă trebuie să-mi calc pe inimă și să-i aflu adevăratul motiv. Și i-am spus, puși tu, ce faci, mă? Ce bine, nenea. Zic, mă, dar de ce îi ții alea, ție îți plac alea așa? Ce nu, nenea? Ce hai mă spunem, de ce? Păi, nenea, spun, dar te superi? Nu mă supăr, mă, spunem, dar să-mi spui adevărul, te rog eu. Nenea, eu mai am 3 frățiori acasă. Și eu, ca să glumesc, adică să-l distrag, să-i distrag atenția, să nu creadă că a făcut un lucru rău, ce lasă-mă că le dă și mami și tati, mă, și lor, să vezi tu că și lor le dă. Nu le dă, că tati muncește la gunoaie și mami stă cu noi acasă, nenea, și să știi că nu prea are bani și să ceartă și când ia tati banii. Zic, de ce, mă, se ceartă? Nu știu, nenea, de ce se ceartă. Mai și, da. Se gândește omul. Și am zis, măi, fii atent. Dacă eu spun mai multe acolo, le duce acasă, nenea. Și aici am, deci sunt, de multe ori sunt moale. Deci când i-am zis, băi, îți spun mai multe să le duce acasă, dar nenea și eu să, n-am să le mănânc. Da. Deci mi-au dat lacrimile în momentul ăla. Mi-au luat lacrimile și am zis, băi, e un lucru normal, chiar dacă mă văd oamenii care sunt aici și dacă le spun și lor povestea, o poveste, iată, reală, și lor le vor da lacrimile ca și mine. Real. Dar nenea, nici eu n-am să le mănânc, le duc lor. Zic, băi, fii atent cum facem. Pune-le, stai că merg eu cu tine, i-am luat. Ba, acum te rog eu, stai aici și mănâncă și tu. Păi, nenea, n-am luat, tași-mă din gură, că astea le țin eu. Le țin eu și oamenii ăștia o să zică că sunt ale mele, da? Ia și mănâncă și tu. Vreau să vă spun, chiar dacă a conștientizat faptul că poate să-mi fructe din toate bunătățile alea, tot atât de gingă și am mâncat, câte puțin. Deci am rămas atât de plăcut surprins de acel copilaș. M-ați înțeles? Încât de multe ori mă interesez de situația lui. Și iată, într-un fel sau altul, și părinții, chiar dacă mai au unele conflicte, să spunem noi, dar aceste mici conflicte apar datorită lipsurilor. Le-am spus și lor povestea și i-am spus, domnul Marius, să știți că noi chiar dacă suntem săraci, noi ne educăm copiii. Și aici trebuie să lucrăm noi. Și sunt 3 copii. Da. Și da. Și culmea, nu-i trimite să zică cerei lui ăla, fă-l ăla la, să... sigur, no. La școală, m-ați înțeles, în haine nu ponosite, dar se vede că gradul de uzură a plecat de la unul și a fost dat și celălalt și tot așa, m-ați înțeles? Și iată că sunt printre noi oameni care cu sinceritate o spun că își merită locul în societate, chiar dacă li se spune țigani. Emi, mai am? Da. Și suntem spre final. Nico, te rog să adresezi... Nici nu știu ce să mai spun. Să ne ajute Dumnezeu, să avem încredere în înalții și să fie totul bine. Ioane. Ca tema noastră să prindă contur, încredere și sinceritate, trebuie ca oamenii din jur să aibă încredere în noi și noi să fim sinceri cu ei. Ceea ce îi rog pe toți oamenii din comunitate și special pe cei de linia noastră să vină cu toate problemele care le au și în mare parte ce putem și ce ține de noi vom face tot rezolvate. Posibilul să îi rezolvăm. Vă mulțumesc. Jenny? Eu îmi pup bibilica mea de acasă, păi mi-e pe toți de acasă. Bibilica ta înseamnă rusul tău? Nu. A, copilașa, fetița ta, mi-ai luat-o. Și eu pup și o salut pe nașa mea. Nașa ta. Că i-am promis, da. Că o salut și copu. Și noi, am înțeles. Iar eu, stimați telespectatori, nu pot să vă mulțumesc din toată inima mea, din tot sufletul meu, din tot ceea ce însemn eu și la propriu și la figura pentru dumneavoastră, fiindcă ne-ați înțeles. Ne considerați oameni de încredere pentru comunitatea aceasta de țigani.
Și până data viitoare vă doresc numai bine și nu pot să închei decât cu vorba bunului meu tată, la și tu marirat, haide drum meu del, budbach, la revedere și numai bine.